Fotbaliștii de la CSM Râmnicu Vâlcea au parafat primul joc amical de la reluarea pregătirilor în vederea unui nou sezon competițional din Liga a doua. Oaspeții stadionului din Zăvoi sunt vicecampionii ultimei ediții din Liga a patra vâlceană. Clubul sportiv Șirineasa în echipament alb, formația al cărei nou antrenor principal este Octavian Iordache. De partea cealaltă, Alexandru Pelici a avut 5 noutăți în garnitura de start. Fildan în poartă, precum și Ludușan, Cucui, Bebe Vasile și juniorul Andrei Marin. Gazdele au reușit deschiderea scorului la jumătatea primei reprize, atunci când Mihai Deaconescu a urcat inspirat în atac, a urmat centrarea până la Marius Staicu și lovitura de cap perfectă pentru 1-0. 10 minute mai târziu, oaspeții au fost la un pas de egalare, lovitura de cap expediată de Ilie Mușuroia fiind scoasă de sub transversală de Cătălin Fildan. După alte 10 minute, noul atacant al vâlcenilor, Andrei Ludușan, a finalizat cu succes pasa venită de la Andrei Neagoie și a dublat avantajul echipei sale, 2-0, rezultat care s-a menținut până la ultimul fluier al centralului Adrian Comănescu. A fost un meci bun de pregătire, suntem în perioada de acumulări, a fost un antrenament destul de bun, ne-am pregătit toți bine și acesta a fost un prim test. Cred că l-am depășit cu brio. Sperăm să creștem de la meci la meci și să aducem victorii și un campionat cât mai mult. Cred că a fost un test foarte reușit pentru noi. Venim după perioada de acumulări, care ne-am pregătit foarte bine toți. Am trecut-o cu bine și acum urmează numai meciuri amicale, în care fiecare jucător va lupta pentru postul de titular. A fost un test reușit, am și câștigat cu 2-0. Sper să câștigăm fiecare amical ca să obținem victorii tot timpul. La un prim joc de pregătire, un antrenament foarte bun pentru ambele echipe, cred eu. Suntem pe final de cantonament, există puțină oboseală și asta se vede în luarea deciziilor sau în ultima pasă. Dar una peste alta suntem mulțumiți că terminăm cantonamentul fără probleme de sănătate, n-am avut niciun jucător accidentat și de acum încolo urmează să muncim pe latura asta tehnico-tactică. Antrenorul portarilor vâlceni, Robert Tufiș, este mulțumit de faptul că a avut ocazia să-i vadă la lucru pe toți cei trei subalterni. În primul rând, eu vreau doar să-i felicit pe băieți, pentru că atât pot, atât îmi permit. În rest, treaba mea sunt cei trei portari pe care i-ați văzut astăzi evoluând, doi la CSM și unul prin bunăvoința celor de la CSS și Rineasa a putut apăra 25 de minute și, din punctul meu de vedere, sunt foarte mulțumit de evoluția celor trei portari. A fost în același timp un test extrem de util atât pentru echipa din Șirineasa, cât și pentru noul ei antrenor. Sigur a fost o partidă grea pentru că azi și dumneavoastră nu știu cât e grea a fost, dar a fost foarte, foarte clasă pe șoală. Și pentru ei cred că a fost la fel, dar bine, nivelul lor de pregătire e mult mai ridicat față de al nostru. A fost greu, mai ales în prima repriză că ei cred că au avut prima echipă în teren. A fost un meci foarte bun, un meci de pregătire. Mulțumim CSM-ului că ne-a acordat șansa să luăm un amical cu ei. Pentru noi a fost foarte important și pe această cale felicit și pe domn primar și pe sponsorii noștri și pe băieți, în primul rând, pentru jocul bun care l-au făcut astăzi, pentru atitudinea lor, pentru determinare. Vicecampioana județului Vâlcea este hotărâtă ca la finalul următorului sezon să urce un loc în clasament față de precedenta ediție, poziție care să îi deschidă drumul către Liga a treia. Am semnat aproape toți cei care am jucat astăzi. Formăm un grup unit de data asta, nu mai suntem jucători care au fost adunați de prin multe părți. Suntem 12-13 jucători de anul trecut, 6-7 poate de acum 2 ani. Acum 2 ani am ajuns în finale, anul trecut în finale, sperăm ca anul ăsta să trecem în ligă superioară. Și eu sper că anul acesta vom realiza lucruri frumoase împreună. Am încredere în băieții mei și sunt convins că împreună vom reuși și sper din tot sufletul o promovare frumoasă. Ne dorim din suflet. O să investim multă muncă, seriozitate, disciplină, am un colectiv valoros, băieții sunt de valoare, sunt experimentați și sunt convins că dacă mă vor asculta anul ăsta vom face o treabă excelentă împreună. Probabil că cel mai fericit spectator prezent în tribuna stadionului din Zăvoi este Dan Zguroiu, antrenorul care l-a descoperit pe Răzvan Popa, jucătorul vâlcean acum în vârstă de 18 ani, fiind introdus recent în prima echipă a clubului italian Inter Milano, într-o partidă cu bavarezii de la Bayern München. Răzvan este un copil care a crescut aici la Râmnicu Vâlcea, la clubul Sporting Râmnicu Vâlcea. El a venit la club la vârsta de 5 ani jumate, iar de atunci a rămas alături de grupa de 92-93, o grupă foarte bună. El de mic s-a antrenat cu niște copii
bine dezvoltați în fotbal, cu toate că el era cu 5 ani mai mic decât vârsta respectivă. Alături de el sunt Vătăjelu, care este din grupă de acolo, Codin, frații Geantă, care joacă aici la CSM-ul. Sunt copii foarte buni care au crescut. Răzvan, știam în urmă cu o lună, el era la al doilea cantonament, știam că va merge și în China, el a fost și în primul cantonament al lui Inter la Brunico. Am urmărit pe site-urile Inter News despre evoluția lui în cele două jocuri amicare, unde tot la fel a jucat câte o repriză. Ce să vă spun, este o satisfacție deosebită faptul că vezi un copil de 18 ani. Prima satisfacție mi-a adus-o când a jucat la 15 ani în Liga 1, iar acum să debutez în fața la 60.000 de oameni în contra lui Bayern München, o forță și de o calitate deosebită, deci este ceva extraordinar. Revenind la CSM Râmnicu Vâlcea, tehnicianul Alexandru Pelici așteaptă cu mare interes duelurile din noul sezon competițional, având posibilitatea să întâlnească trei formații pe care le-a pregătit în trecutul nu prea îndepărtat. Vom întâlni și FC Brașov, și FC Bihor, și Metalul Reșița, echipe la care am fost antrenor, dar acum sunt antrenor la CSM Râmnicu Vâlcea și vom încerca să câștigăm și să luăm toate punctele puse în joc, indiferent cu cine jucăm. Suntem profesioniști, asta e viața noastră, antrenorului, astăzi suntem la o echipă, mâine la alta. Ne dorim să facem lucruri bune pe unde ne ducem. La nici 24 de ore distanță, CSM Râmnicu Vâlcea a disputat un nou joc amical pe stadionul din Zăvoi. Elevii lui Alexandru Pelici reușind să învingă cu 6-4, la pauză 2-3, pe Juventus București, formație care evoluează în Liga a 3-a.